și bine ați venit la ceva nou în fiecare zi în timp de 5 minute. Astăzi a fost una din acele zile în care, sincer, nu v-am prea avut chef să fac nimica, nici nou, nici vechi. Cred că cu toții avem una dintre aceste zile câteodată și ca să nu ne pierdem totuși toată energia gândindu-le la nu anchefazi, mai bine ne punem adidașii în picioare, cum am făcut eu. Hop. Ne îmbrăcăm un pic sport și ieșim în cartier. Sunt convinsă că mulți dintre voi, ca și mine, au străzi în cartierul lor pe care nu au fost niciodată. Nu au văzut cum arată casele, nu știu cum se numesc străzile, nu au admirat grădinile oamenilor, nu s-au uitat poate să se inspire pentru propria lor locuință, o idee de grădină, o idee de fereastră, o idee de ușă, o idee de poartă. Așa că astăzi eu m-am hotărât să fac fix acest lucru, să-mi găsesc inspirația în elementele urbane din jurul meu, așa că voi începe cu a vă arăta. Aici este un gutui. N-am mai văzut gutui de pom de foarte, foarte mult timp. Și este pe o stradă pe care eu nu cred că am fost niciodată. De fapt, nu că nu cred. Sunt sigură că nu am fost. Soarele este aproape de apus și e un pic lumina ciudată, dar voi intra și voi prezenta astăzi, vă voi prezenta și vouă și mie, de fapt, o stradă pe care nu am fost niciodată și vom analiza casele de pe ea. Este o stradă îngustă, mică, de aici până în sus, în capăt, deci cred că în următoarele 3 minute, când mai avem din ceva nou în 5 minute, ne încadrăm perfect în timp pentru a vedea ce și cum. Strada se numește Acalmstrasse și numerele văd că sunt, haideți să vedem, aici este o parte, uitați ce grădină drăguță, ce pom faini au, și numărul 3, deci pe partea dreaptă sunt numerele impare, pe partea stângă sunt numerele pare, acolo văd numărul 6 și uitați ce intrare faină are la casă, simplu, frumos, cu flori, un pomișor, cutia poștală, stil american, un brad, foarte fain, brăduț, bate un pic soarele, cer scuze pentru chestia asta, poate e o imagine puțin neclară, aici, uite, o idee, să-ți pui stâlp și să se ridice vița de vie, ca să-ți facă umbră, și foarte fain și floarea, cum se cațără, uite, poftim ce mișto, poftim ce idee de decor al curții, micuță, drăguță, pomi, te simți ca într-un safari. Da, spice văd, foarte drăguț, o căsuță micuță, drăguță, fără etaj, numărul 4, iarăși o căsuță micuță, drăguță, cu o grădină, văd, cu un gard de lemn, chiar foarte mișto. Foarte simplu, simplitatea este, văd, dacă ar fi să caracterizăm ce am văzut astăzi aici, dacă ar fi să, un singur cuvânt, aș spune simplicitate. Și aici e ceva mai modern, văd, haideți să vedem puțin, mă rog, are un gard verde destul de dens și pomi, dar voi încerca să bag puțin camera. Oh, aici este puțin mai modern, cu gazon, dar totuși elementele clasice și uite, poftim idee de bancă în curte. Deci, lemnul acela, o buturugă pusă pe două chestii de ciment, până la urmă poți să improvizezi, flori lângă, super, stai seara, bei un pahar de vin, un pahar de bere, o apă plată, cam asta a fost strada. Uite, o să vă arăt, ajungem la, op, vine o motocicletă, da? Ajungem la finalul ei, deci după cum v-am spus, mi-au trebuit 5 minute să văd ceva nou, o stradă nouă din cartierul meu și să fiu inspirată. Poate când voi avea grădina mea, o să-mi fac și eu o bancă în același stil. Sau o să îmi plantez și eu vița de vie tot în același fel. Este o idee super, vă las pentru că depășesc timpul. Ne vedem mâine, pa, pa!
I can't stay.